Salut! Astăzi vreau să vă arăt cum se reglează corect marșarierul la motocultor, adică în cazul meu maneta din dreapta, unde eu am notat minus 1. Motocultorul meu, poate știți, poate nu știți, are două viteze înainte și una înapoi. Cea înapoi se cuplează cu maneta pe 0 și aici avem mânerul de care strângem notat cu minus 1. Pentru a merge înapoi. Ok. De ce vă zic că ăsta trebuie reglat bine? Deoarece dacă îl prinde foarte jos, îl puteți acționa accidental. Pe lângă că vă puteți răni sau altceva, puteți deteriora și pinioanele din cutia de viteze. Iar dacă prinde pe sus, extremitatea cealaltă, dacă prinde foarte puțin, pinioanele se întrepătrund foarte puțin și forța e destul de mare și să nu apară probleme în timp. Uzură doar pe o suprafață mică din dinte. Ok, haideți să începem. Prima dată o să-l pornesc și o să vă arăt cum lucrează la mine în momentul ăsta această manetă. Fiți cu ochii pe ea. Deci ați văzut undeva aici, după cum se vede în film, motorul oprit, nici nu cuplează acum. Deci undeva aici cuplează și dinții se întrepătrund. Ok, dacă acum am observat că nici la mine nu e chiar corect. O să mai ajustez un pic. Se slăbește acest șurub. Și se mută piulița după cum se dorește. În cazul meu trebuie un pic mai întins. Adică mai desfac puțin șurubul. Apoi se strânge contrapiulița. Și cam asta ar fi. Acum ar trebui să prindă undeva mai jos. Haideți să vedem. S-a văzut. Cum mai puteți să vedeți acest lucru? Învârtind de roți și apăsând maneta. Și vedeți unde cuplează. După cum poate auziți, se aud pinioanele rozând acolo. Deci aici. Am văzut un caz în care marșarierul nu funcționa deloc, deoarece cablul era foarte, foarte slab și oricât ai fi strâns de manetă, pinioanele se apropiau, dar nu se întrepătrundeau. Doar cârâia foarte puțin și nu pleca înapoi. Iar după ce s-a întins cablul, vorbesc de un motocultor nou la care nu s-a reglat bine de prima dată, iar după ce am întins cablul, funcționa perfect. În cazul meu, acea manetă, maneta asta de marșarier, cuplează aici în stânga jos. Se vede, da? E chiar lângă maneta de ambreiaj, lângă pârghia de ambreiaj.
aici e ambreiajul și aici jos e marșarierul. Și cam astea fiind spuse, ăsta e acest clip. Spuneți-mi în comentarii dacă mai doriți să mai fac și altceva de genul ăsta. Menționați-mi ce anume. Și până data viitoare, nu uitați să vă abonați. Vă salut, la revedere!